Brașovul ne vorbește. Au trecut 18 ani de la explozia socială care a marcat în 15 noiembrie 1987 începutul sfârșitului pentru regimul comunist din România. Brașovenii consacră în fiecare an acestei comemorări a evenimentelor o întâlnire de suflet, o întâlnire a celor 61 de muncitori anchetați, torturați și condamnați la închisori, deportare și spitale psihiatrice. Deși mulți dintre ei nu mai răspund la apelul Asociației 15 noiembrie, nemai fiind în viață. Brașovul ne vorbește. Este o întâlnire specială la care sunt chemați doar prietenii, cei care pot înțelege mai bine curajul, neînfricarea și demnitatea din acea zi de neuitat. Este o întâlnire la care se spun și azi adevăruri dure despre călăi și despre victime, despre cei care n-au rezistat în anchete și interogatorii, mărturii greu smulse, cu lacrimi în ochi și cu dureri încă nevindecate. Au căzut ziduri. A dispărut cortina de fier. La acest moment înălțător al istoriei recente se află și contribuția brașovenilor. Știm totul despre 15 noiembrie? Brașovul ne pune la încercare memoria. Pe zi ce trece, soarta celor care au dat dovadă de curaj atunci în 87 este tot mai grea. Și spun grea în sensul că sechelele își lasă urme. Tratamentele la care au fost supuse în 1987, bătăile, torturile au lăsat urme. Iar acel decret 118, decret al deținuților politici, decret pe care noi l-am cerut, am avut de ales între legea 42 a revoluționarilor și decretul 118, am cerut să fim în categoria de tratați ca deținuți politici și una dintre facilități, cea mai importantă pentru noi, era gratuitatea medicamentelor și tratamentul medical gratuit. Din păcate, aceste facilități nu se respectă, iar noi nu cerem aceste medicamente și tratamente medicale pentru că ne-am dorit foarte mult să avem medicamente acasă. Le cerem pentru că sunt oameni care beneficiază de ele, au nevoie de ele și ca tare ni le doream. Acesta este aspectul cel mai grav al problemei, lipsa medicamentelor. Am făcut nenumărate apeluri către toți miniștrii ai sănătății care s-au perindat. Toți. Răspunsurile unele au fost cinice, altele n-au existat, dar la spre sfârșit am concluzionat că nu-și doresc să ne ajute. Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 a echivalat cu o redescoperire a României pe plan internațional. Se încheia astfel mitul pasivității românești. Nu numai intelectualii mărturiseau despre distrugerea morală și politică a unui popor, ci însăși clasa muncitoare, clasa pe care se susținea regimul Ceaușescu, dădea semne clare de exasperare. Anul 1987 se încheie în Europa cu o mediatizare fără precedent a cazului românesc. Deși frica domină încă întreaga societate civilă românească, reflectoarele apusului avertizează pentru prima dată asupra realităților românești. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. Vom vorbi din nou astăzi despre Brașov, un eveniment care, în Europa cel puțin, a reprezentat în ultimele 10 zile un adevărat cap de afiș. A fost în seara de 17 noiembrie când Europa Liberă a comunicat. Deci primul prilej de a afla că până în 17 noiembrie noi n-am știut nimica. Și atunci m-am gândit și ne-am gândit, pentru că mă consultam totdeauna cu fiul meu, Leontin Iuhas, să fac o
un fel de declarație mică, sunt solidară cu muncitorii din Brașov, de o coală ministerială, ca să vă dați seama de dimensiuni, nu era foarte mare, scrise cu tuș violet, cu o pensulă, cu litere groase, ca să se vadă, și am pus-o înspre stradă pe gard, am prins-o cu pioneze, ca să vadă trecătorii. Acea hârtie a rămas acolo a doua zi, deci în 18, până pe la prânz, după prânz. Și de ce a rămas? Pentru că fiul meu, care stătea în alt cartier, a venit în dimineața aceea să-și repare mașina și a reparat-o în fața străzii. Deci nimeni n-a îndrăznit să smulgă, chiar dacă au văzut organele securității sau cei care ne spionau casa, că eu deja eram cunoscută prin textele mele de protest de la Europa Liberă. Casa probabil era supravegheată, așa mai discret. Dar nimeni nu s-a atins de acea hârtie până după plecarea fiului meu. Între timp, fiul meu a văzut o mașină de Brașov, cu număr de Brașov, staționând pe calea Turzii, chiar în dreptul străzii noastre. Noi stăm cam în colțul străzii. Și a venit la mine să-mi spună, uite, este o mașină și un șofer în mașină. Și atunci, ca să aflu mai multe informații, m-am dus la mașină, am spus cine sunt, am rugat să mă ia în mașină ca să nu fim tulburați cumva de persoane nedorite. Mi-a deschis ușa și m-a invitat să iau loc pe banchetă. Și am întrebat ce e la Brașov și mi-a spus, vai, doamnă, e tragedie, au fost arestați muncitori, bătuți, am auzit că sunt bătuți cu sac de nisip, terorizați, anchetați. Marile cotidiane ale lumii, radiourile, canalele de televiziune transmit primele informații despre Brașov. Sunt informații generale cu privire la dezacordul total dintre regimul comunist și populație. Revolta de la Brașov e plină de semnificații pentru o Europa centrală care se afla pe pragul unei noi epoci. Liberation publică primele fotografii ale înfruntării de la Brașov. La 2 decembrie, emisiunea lui Frédéric Mitterrand pe canalul 1 al televiziunii franceze, Permission de Minuit, este consacrată în întregime Brașovului. Au fost invitați Marie-France Ionesco, care va citi un mesaj al lui Eugen Ionesco, cerând ca un tribunal să judece crimele lui Ceaușescu, Paul Goma, istoricul Matei Cazacu, Sanda Stolojan, Monica Lovinescu și alți ziariști de la Le Monde. Ce soir, nous allons donc parler de la Roumanie. Nous allons parler de la Roumanie parce qu'il règne en Roumanie un régime qui est une injure à la conscience humaine et vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte tout récemment en apprenant ce fait incroyable, ce fait surprenant, une ville entière qui se révolte contre ses maîtres dans un pays communiste à Brașov. Televiziunea franceză a redat în direct manifestația românilor exilați ce repetau în 23 noiembrie 1987 în fața geamurilor închise ale ambasadei din Paris aceleași sloganuri ca la Brașov: Jos Ceaușescu, jos comunismul, lumină și pâine pentru români. În viziunea megalomană a lui Ceaușescu, România iradia un interes planetar și devenea un fel de capitală a lumii. În realitate, așa cum o descrie un scriitor francez, era un imens spațiu concentraționar în care noua lege comunistă este repetată de tribuni, de poeți, de judecători, de profesori, de paznici de închisori, propagandiști, spioni și turnători la nesfârșit, însă îndurată până la sânge de mulțimea celor 100% care n-are dreptul de a vorbi decât pentru a ridica în slăvi datoria de a tăcea. Domnia abjectă a fricii. În România am văzut pentru prima oară frica în stare pură. Revolta izbucnește într-una dintre citadelele muncitorești, atât de dragi lui Nicolae Ceaușescu, fosta uzină Steagul Roșu, un mastodont industrial ctitorit la aceste dimensiuni de geniala și clarvăzătoarea gândire comunistă. Conducerea de partid vizitase uzina în iunie 1986, dar dincolo de primirile oficiale, de succese, grafice, expoziții, indicații, îndemnuri,
pâinea și sarea din Străbuni, conducătorul nu dorea să afle situația reală a celor 20.000 de muncitori, situație atât de bine ocultată de liderii locali. Întreprinderea nu avea comenzi, nu-și realiza planul, deși în raportările oficiale se folosea mereu o cifră ridicolă. Producția industrială a Brașovului crescuse de 11 ori față de anul 1938. Revolta a pornit în secția 440, secția cu cel mai înalt grad de tehnicitate. Aici au fost identificați ulterior, așa zișii instigatori. Încă din după amiaza zilei de 14 noiembrie, când s-au distribuit fluturașii cu salariile, muncitorii au constatat rețineri drastice ca urmare a plăților în acord. S-au plâns inginerului Valeriu Ghelase, șeful secției, cu atât mai mult cu cât maiștrii luaseră prime substanțiale. Autoritar și dur, inginerul Ghelase a refuzat să stea de vorbă cu cei nemulțumiți. Au fost alertate în schimb organele, Partidul, Securitatea, Miliția. În noaptea aceea s-a oprit lucrul. Dimineața, la ora 5, a venit un grup de tovarăși deciși să stopeze acțiunea criminală, cum o numeau. Ce bă, animalelor, nu vreți să lucrați? Faceți grevă? Acesta a fost începutul de dialog. S-au alăturat celor de la matrițe, muncitorii revoltați, din alte două secții, sculărie și mecanică. În acest timp, șefii au început să lege ușile secțiilor pentru a opri oamenii să se alăture celor de la 440. Seara spre duminică, deci se lucra și duminică. Toate că era 15 o zi festivă, alegeri locale. Pentru că era a treia lună din care mi se luau banii, în mod nejustificat, în prima lună a fost o reținere mai mică, după aia a crescut, iar în această, în ziua, în noaptea despre care vorbesc, noi când ne-am prezentat la 11, am primit și fluturașii pe care erau toate datele despre retribuția noastră. Noi eram o secție unde se lucra mult, se câștiga destul de bine, pentru că lucram și peste program. Iar din această cauză și suma era destul de mare, aproape 30% din salariu. Un concurs de împrejurări a făcut ca în acea seară să fie ofițer de săriș pe uzină și șeful nostru de secție. Aflând despre acest lucru, am cerut explicații. Dânsul a venit în jurul orei 12. În acest timp, de la 11, de când începeam, nu am lucrat nici unul dintre noi. A fost ceva spontan, neorganizat. Era singurul mod de a-ți manifesta nemulțumirea pentru faptul că ți se luau bani din, practic, din buzunar, cum s-ar spune. Era singurul nostru mod de existență și eram toți tineri înglodați în datorii, chirii neplătite, rate, lucruri care se întâmplă și astăzi cu tineretul nostru, din păcate. În jurul orei 7 au venit să discute cu noi de la partid, de la comitetul de partid, și la fel lucrurile se purtau, dialogul se vrea autoritar asupra noastră, fără explicații, de fapt cu minciuni, așa cum ne obișnuiseram. Când deschideam televizorul, vedeam parcă o altă țară și noi trăiam în altă parte. Totul era frumos, luminos și viața noastră era așa cum era, foarte grea. În perioada 7 până la ora 9 am trecut prin toate secțiile uzinei, oamenii s-au alăturat, dintr-o mână de oameni am devenit o masă mare și pentru prima oară mi-am dat seama ce înseamnă
forța noastră, practic. Manifestanții, încercând să-și mărească rândurile, au făcut în conjurul uzinei. Nimeni din conducere nu și-a asumat responsabilitatea unei explicații cu muncitorii. Dimpotrivă, șefii de ateliere și secretarii de partid rețineau cu forța oamenii să nu ajungă în zona administrației. Ce facem? Cum ne manifestăm? Acei directori ne amenințau, au uitat să zică colegul meu, de mâine veți avea de lucru în Valea Jiului. Valea Jiului, toți știam că mergem în mină, să muncim în mină. Era o, probabil și teama asta de a nu pleca în mină, ne-a revoltat mai mult. Am plecat și am făcut în conjurul secțiilor. Vedeam vitrinele unde erau produsele noastre de cea mai bună calitate. Dar poza nu era a meseriașului care a lucrat aceea, ci era secretarul de partid, al omului cu propaganda, deci a tânărului utecist, știi? În momentul ăla, normal, în furia le-am distrus toate, le-am spart. Noi știam lucrurile astea, indiferent cât muncea, era o formă din asta a ți aduce cât mai mult aportul la producție, în loc de 25 de puncte, ți se dă 26 de puncte. Era un punct. Punctul ăla se cuantifica, la sfârșitul lunii primeai o indemnizație mai mare, o depășire de salariu. Normal, am distrus acele însemne, după care am ajuns la palat, palatul administrativ. Acolo ce m-a frapat, cum a spus și dumneavoastră, toată lumea arunca cu gamelele, ce aveau în plase, că majoritatea nu mai au ajuns, ca și Carmen, colega mea, să se schimbe. Erau în hainele civile și aruncau pachetele. Ce era în pachete? Erau gamele cu varză. Varză călită, varză fiartă, varză... Pentru că eram în 15 noiembrie și probabil că, punând varza din toamnă, apucat să tânească fasolea și ne-am apucat de varză. Era atâta varză pe jos, când am zis, bă, toată lumea mâncă varză. Asta era atunci. Mi-a fi plăcut ca sala să fie plină cu tine, cu copii. Lucru care ne-am vrut să... Ei acum văd hipermarketurile, văd supermarketurile, văd... Doar o să ajungem și acolo. Pentru că toate lucrurile astea au avut și un trecut. Și trecutul ăsta noi am pus cumva umărul să nu mai fie trecutul ăsta. Ce am mai făcut, iar ca un teribilism de 19 ani cât aveam atunci, și cu colegul meu, Dumnezeu să-l odihnească, Cornel Vulpe, fratele lui Aurel Blăjenaru, ne-am urcat pe clădirea de la Pază, unde exista Pază, unde ți-a arătat legitimația că intra în societate. Acolo erau steagurile, fiind sărbătoare, erau steagurile cu semnele partidului și tricolorul. Noi am aruncat steagurile la jos, dar le-am rupt pe alea cu un semnul partidului. Deși se dădea foc, se ardea orice, pe acolo începuse să ne manifestăm un pic mai zgomotos, numai cu partidul aveam ceva. La început, miliția nu a intervenit asupra coloanei, considerând că este vorba de o demonstrație pro-Ceaușescu. Ori murim de foame, ori murim de frig, ori ne împușcă, este același lucru, scria în acea zi pe un perete de bloc. Dar lozincile scandate arătau clar că brașovenii nu mai puteau suporta a patra iarnă de foamete, de frig, de reduceri salariale, de sărăcie cruntă și mai ales de propagandă mincinoasă. Organele de miliție au încercat să bareze drumul manifestanților la capătul căii Bucureștiului și a doua oară în dreptul uzinei Hidromecanica. Milițienii sunt însă prea speriați, prea dezorientați pentru a acționa eficient. Privesc cu stupoare un spectacol de neconceput pentru ei. La noastră manifestare a fost împotriva conducerii uzinei. Am început să strigăm, vrem mâncare, hoții, vrem salariile noastre care ni se cuvin, vrem căldură pentru copii. Ne apropiam de Calea București, lumea surprinsă a început să iasă pe la balcoane. Prima reacție a oamenilor când au văzut steaguri în față a zis că e o manifestare a Partidului Comunist și ăștia au ieșit să susțină partidul. Când au început să se audă cuvintele hoții, și vrem căldură, vrem mâncare, lumea cum era îmbrăcată. Imediat au fugit și ne s-au alăturat nouă. La jumătatea Calei București eram aproximativ în jur de 10.000 de persoane.
Un moment aparte al evenimentului din 15 noiembrie 1987 a fost în dreptul Spitalului Județean. Cineva din grupul nostru a dat tonul la Deșteaptă-te, române. Am început să cântăm Deșteaptă-te, române, și din acel moment, de atunci a început manifestarea noastră să capete un caracter anticomunist. Deci atunci s-a strigat jos Ceaușescu, jos comunismul, a schimbat total, doar am 20 de ani în acea perioadă. Pur și simplu, cum a zis și colegul meu Dan, a fost un vis. M-a impresionat, țin minte atunci, faptul că la un balcon am văzut un bărbat, era dimineața, în jurul orei 10:30, un bărbat care ieșise la balcon și se punea, voia să se bărbirească și se punea cu barbă și rămăsese blocat așa, cu mătuful în mână, uitându-se la noi, că și-a dat seama, după cum strigam noi, ce se întâmplă. Și de asemenea, mai jos, asta era, să zic așa, era complexul mare, cei care sunt în Mărășov cunosc zona. Mai jos, pe calea București, am mai văzut iară, undeva înspre, aproape de Spitalul Județean, doi bătrâni. Tot așa, se opriseră pe trotuar. Deja atunci, în zona spitalului, era foarte mult lume pe stradă, aproape erau blocate ambele benzi de circulație pe Calea București. Tot așa, cei doi bătrâni, la braț amândoi, se uitau uimiți și bătrâna chiar plângea. Rămăsese, vă dați seama, un asemenea eveniment să-l vezi pe viu, era ceva deosebit. Sunt foarte trist și mânit când observ în ochii colegilor mei lacrimi de durere, că după atâta timp au ajuns să trăiască foarte rău, să nu mai înțeleagă de ce au suferit atunci, dacă au avut ceva de câștigat, dacă orașul ăsta și țara asta s-a folosit cumva de ziua de 15 noiembrie și a înțeles pentru ce am ieșit noi atunci. Ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, a fost o mișcare spontană, că ura din noi nu a fost îndreptată împotriva șefului de secție. A fost îndreptată împotriva sistemului opresiv comunist și la momentul acela nu ne-am dat seama că asta vrem. Deci, dacă ați fost atenți și ați înțeles filmul acțiunii, totul a venit pe parcurs. S-a plecat de la gamelele cu varză, de la simbolul noi nu mai vrem să mâncăm lături. Ne-am adus aminte că suntem români și că trebuie să ne deșteptăm, să ne ridicăm în picioare. Pe parcurs ne-am dat seama că nu banii aia 30% ne-au scos afară din secție și că vrem să pice dictatura. Am ajuns în oraș, un oraș care nouă ne este drag și îl iubim, și am început să distrugem. Ce? Am început să distrugem simboluri. Simboluri care ne-au fost băgate în creier și pe care aproape am ajuns la momentul acela să credem că sunt eterne și veșnice. Tot un astfel de simbol era și chipul lui Ceaușescu. Nemuritorul, iubitul, prea înălțatul, prea frumosul.
fiind acolo în mulțimea aia care toată își dorea același lucru. Să fie liberă, să poată gândi liber, să poată exprima liber. Văzând toți oamenii aia care se mișcau ca la o comandă militară, deci toți aruncau cu pietre în cer, în steaguri, în lozinci, în geamurile Consiliului, cum se numea? Consilie, așa, da. Probabil dacă acum o să scrie într-un ziar denumirea asta, nimeni din cei mai tineri nu o să știe ce însemna sau ce înseamnă. Și toate astea se întâmplau sub privirile tătucului nostru, agățat acolo sus, într-o pictură de 3 metri înălțime pe 2 lățime. M-am dus în spate și în cel mai pur stil comunist, tabloul lui era legat cu fierbeton. Marele constructor era legat de ziduri cu fierbeton. L-am desfăcut cu greu, cu încă câțiva tineri, pentru că erau într-adevăr foarte mulți tineri. Și l-am aruncat jos. Vă spun, a fost prima hora unirii adevărată pe care am văzut-o în viața mea. Deci toată lumea s-a luat de mână, în prima fază nu i s-a dat foc, da? A fost călcat în picioare, dar în horă. Pentru că și ora e un simbol al nostru, al românilor. Am coborât jos, am făcut din toate lozicile alea un mare foc de tabără, ne-am simțit foarte bine, a fost extraordinar. Vă spun, pentru prima oară în viața mea și pentru puținele toți, de fapt, în ziua de 15 noiembrie 1987 am fost liber. Au venit 5, mi-au făcut secere la picioare și în momentul acela m-au dat pe spate, m-au băgat în dubă și m-au adus la miliție. În curtea miliției m-au aplecat două persoane, stăteam așa, la Belciug, bate-ți-l pe rău, pune-ți cătușele pe mâini, bate-ți-l pe rău. Am urcat sus, m-au bătut, sunt fumător, terminase țigările care le-am avut, le ceream țigări, îmi dădeau. Dar să declar tot ce am făcut. Vă dați seama că eu nu am putut să declar aceste fapte comise de mine pentru că eram împușcat. Dacă cu mașina de pompieri, cu sectorul de armă, cu lacrimogenele. Și acum trebuie să spun că sunt bolnav psihic din cauza că am fost deportat la Alexandria. În Telorman, la 4 km de Alexandria, se află un spital de psihiatrie și acolo am fost internat, legat de picior de pat, injectat cu bleumazin. Din 24 de ore făcea injecții. Și la ora actuală iau tratament dimineața și seara și plătesc medicamentele. Înainte erau gratuite. Cum plătesc o grămadă de medicamente? Da, medicamentele, atât de necesare celor ce au trăit sub teroare și presiune psihică din noiembrie 1987 până în decembrie 1989. În acele zile au fost arestate 400 de persoane, muncitori, dar și localnici, tineri de 19-20 de ani, dar și oameni în vârstă, pensionari. Introduși în arest, muncitorii au fost supuși din primele ore unor anchete prelungite, în ture, metode specifice anilor 50. A fost un fel de răzbunare a sistemului împotriva noastră, va concluziona Marius Nicolaescu. El va descrie în detaliu camerele de anchetă în care fiecare nou venit era pus să se recunoască pe sine și pe ceilalți din fotografiile executate la fața locului de organele de securitate. Pe vremea aceea, în orice birou din miliția română, la înălțimea de un metru, spune Nicolaescu, se afla în zid un piron prins în beton cu un belciug la capătul căruia erau legați infractorii cu ajutorul cătușelor ca nievul mediu. Așezați pe scaune, cu spatele către anchetator și cu mâinile în cătușe, ridicați mai sus sau mai jos pe operele voluminoase ale lui Ceaușescu, muncitorii sunt supuși unor torturi sălbatice. Ancheta de la Brașov a fost coordonată de generalul Emil Macri, șef al Direcției de Contrainformații Economice din partea Securității, secundat de generalii Constantin Nuță și Velicu Mihalea din partea Miliției. Tudor Postelnicu, ministru de Interne,
a supervizat cercetarea penală. Cât timp revolta muncitorilor a fost socotită un complot politic, au vrut să schimbe regimul, erau anchetați de securitate. Mai apoi, cum Ceaușescu nu admitea că în România ar exista opozanți politici, manifestația a devenit un act huliganic, o infracțiune de drept comun de care se va ocupa miliția. Mă punea să-mi găsesc pozele. Și anchetatorul zice, băi, ia, caută-ți pozele pe aici. Normal, erau poze făcute în grupuri, cum au filmat ei pe parcurs. Începeam să mă uit pe acolo, el ieșea din birou. Vinea următorul. Ce faci, mă? Ei mă caut pe aici. Bă, tu umbli în act, mă lua la bătaie. Umbli în actele. După ce mă bătea, ieșea afară. Venea cel care mă punea să mă găsesc, să mă... Ce faci, mă, tu îți bagi joc de mine? Ți-a zis să te cauți pe acolo. Păi știi, a venit ăla întâi. Bă, tu îți bagi joc de mine. Iar mă lua la bătaie. La un moment dat am oprit. A zis, bă, o dată, de două ori, da. Și a venit, zice, bă, tu iubesc pe Ceaușescu? Da. Sincer, da, domnule, nu am nimic cu Ceaușescu. Ce treabă am eu cu el? Ce, cine e acolo în tablou? Ceaușescu. Du-te și pupă. Normal că m-am dus să-l pup. Mă gândeam că, bă, îl pup, îmi dă drumul, scap. M-am dus, ține-l așa apropiat cu nasul. Normal că am ținut două, trei minute. Și la un moment dat, bă, mă gândeam dacă îl scap. Teroarea a dominat orașul în acele zile și încă 2 ani după aceea. Femeile erau îngrozite. În nicio casă dintre cele aflate pe lista arestărilor nu se mai gătise în acele zile o ciorbă caldă. E puțin spus prin ce am trecut noi. Na. Și miercuri am avut poate o presimțire. Când mi-a spus maestru că vom fi luate pe rând, care a fost schimbul 3, evitam să ajung mai repede acasă. Mergeam pe calea București, intram la centru de pâine și îmi luam covrigi în mână și mergeam pe calea București. Și mâncam covrigi și mă ziceam, Doamne, nu mă duc acasă, că dacă să ia acasă, mă gândeam că mă așteaptă. Și într-adevăr, miercuri, când am ajuns acasă pe la 5 și ceva, nici mâncare de 3 zile nu făcut să mă găteam. Cartofi, ouă, aia era mâncarea noastră. Nu mai mă simțeam în putere să pun oală la ciorbă, de ciorbă să fiarbă, că zic, dacă nu o termin, zic, vin acum, vin. Am ajuns acasă și soțul îmi spune, de ce ajungi așa târziu? Zic, uite, cu sora ta am stat de vorbă și uite așa și m-am încurajat, că nu știu ce. Nu, că cu tine nu are treabă, dacă e pe mine, mă ia, că pe mine m-a văzut Avram, șeful secției. Spusesem la colegul în muncă 3 surori care le aveam aici în Brașov și am spus, când veniți la mine să nu sunați la ușă, să ciocăniți. Aveam impresia că dacă au soneria, zic, cad jos. Și la 6, fără câteva minute, aud soneria, curățam cartofi în bucătărie. Și când am auzut soneria, zic, gata, zic, mă ia. Și atunci am ieșit din bucătărie, a ieșit soțul. Am închis ușa la bucătărie și stăteam cu urechea și ascultam. Suntem de la miliția Brașov, zice, căutăm pe doamna Chiria Corina. Este acasă. Este, dar zice, am repede, zice, am băiețelul mic de 7 ani, zice, ce treabă aveți cu... Eu atunci când mi-am auzit numele, că a zis de Chiria Corina, am și ieșit din bucătărie. S-a uitat la mine și zice, doamnă, vă rog frumos, vă luați buletinul și o haină pe dumneavoastră și ne însoțiți, că eu eram neschimbată, m-am venit de la serviciu, nu mi-am dat hainele jos, numai haină ăsta. Aina de piele. Mi-am luat pantofii și aina de piele și când am tras iertarul la servantă să-mi iau buletinul, acolo era buletinul, îmi tremurau mâinile, tremuram toată și nu aveam putere. Nu-l vedeam. Eram atât de pierdută. Și zice, doamnă, nu vă pierdeți, că nu se întâmplă nimic, mergeți pentru o declarație. La care soțul zice, domnule, zice, da, merg eu, zice, să rămână soția acasă, că avem copil și să gătească de mâncare. Și zice, nu avem treabă cu dumneavoastră, cu doamna. După 3 zile de anchetă, în 19 noiembrie 1987, la ora 14:30, cei 61 de muncitori sunt îmbarcați într-o dubă și duși la Inspectoratul General al Miliției din Capitală. Pe drum, mașina s-a oprit și atunci au crezut că acolo, în pădure, vor fi împușcați.
în celulele din calea Rahovei, în care securitatea ucisese în bătăi pe Gheorghe Ursu și pe alți dizidenți, exista aceeași tehnică a torturării, dacă nu una mai rafinată. După numai două zile, unii au îmbătrânit brusc, alții au vrut să-și ia viața, mulți au suferit fiind obligați să dea declarații neadevărate și chiar să facă delațiuni. Toți au recunoscut în capii anchetelor din nou pe generalii Mihalea și Nuță, alții pe generalii Iulian Vlad și Tudor Postelnicu, care s-au pretat a se comporta la adăpostul anonimatului ca niște bătăuși de pușcărie. Oamenii erau scoși la anchetă după numere, la 1 noaptea, sparți în bătăi, termen de milițian, puși să declare de zeci de ori aceleași lucruri. Aceasta era esența torturii psihice. Câte scaune au distrus, câte candelabre, câte telefoane aruncate pe geam. Deși nu erai vinovat de aceste fapte, erai obligat să le recunoști. Werner Sommerauer a descris o asemenea anchetă. Eram numărul 199, nu-l pot uita nicio clipă și stăteam în camera 22. Ne scoteau la anchetă nedormiți. Eram ținut treaz 24 de ore din 24, iar ei lucrau în trei schimburi. Ce căutau acolo? Un capitan a recunoscut: am venit să ne distrăm. În rândul anchetatorilor care așteptau să li se confirme legăturile lui Sommerauer cu Europa Liberă, acesta l-a descoperit pe Ristea Priboi. Nu atunci, ci în anul 2000, a știut cine este, când Priboi a devenit persoană publică, trimis al PSD-ului în Parlamentul României. Firește că nu Sommerauer, victima, și-a dat în judecată călăul, descoperit acum ca o persoană onorabilă, senator, ci Priboi l-a târât în tribunale, nerecunoscând nimic, nici măcar că era în serviciul securității. Eu am luat bătaia care am luat-o, am avut suferințele, atât noi cât și familiile noastre. Deci putem să zicem că nu am suferit numai noi. E vorba și de familiile noastre, soțiile, părinții, cei care au ținut la noi și țin în continuare. Dar bătăile au fost teribile și groaznice, bine regizate. Credeți că bătăile care le-am luat unii oameni, dacă se uită la filmele de comando, se mai bate în silul respectiv. Bătaia cu electrodul, urcatul pe scaun, călăritul scaunului sau... Bătăile la mână, la talpă, care le-am... Bătaia cu electrodul pe testicule, trebuie să specificăm asta. Cam jenat să vorbesc în fața unei adunări așa ceva, că au vrut să afle multe chestii și să ni le pune în cârcă. Pe mulți poate i-a băgat la camera de gazare sau pe unde au fost, că sunt lucruri inexplicabile. De ce au murit anumiți colegi așa repede? Vorbim de domnul Vieru, care era dispărut dintre noi în condiții foarte dubioase. Cornel Volpe, care am lucrat împreună cu el, un băiat foarte tânăr, a murit foarte rapid după aceste treburi. A fost chemată de multe ori la comitetul de partid. De exemplu, eu personal mi s-a pus în față, ori plec cu el când li s-a dat sentința și a fost deportat, ori plec, ori divorțez. Mi-am spus: domnule, nu pot să divorțez, abia m-am căsătorit de 2 săptămâni. Deci eu îl iubesc, nu pot să divorțez. Și ai zis că sunt brașovean, că am liceu, cum să-mi bag joc de viața mea, pentru că el de acolo nu va mai veni niciodată înapoi. Și tot m-au chemat, am tot încercat să prelungesc termenul. Iar apoi, după 6 luni, când practic atâta i s-a dat lui, nu a venit acasă, când m-am dus eu în vizită, că făceam naveta aproape spre Râmnicu Vâlcea, ori săptămână, ori la 2 săptămâni, pentru că era singur și era foarte evitat de oamenii de acolo. Toți îl credeau unii că lucrează cu poliția sau este trimis de securitate. Și prezența mea îl liniștea, îi făcea foarte mult bine. Era foarte nervos, se trezea noaptea, tresărea în somn, lua foarte multe pastile, că îi făceam rost... ca să fie mai calm, și era singur. Deci, și când m-am dus acolo în 88, în vară, am fost chemată împreună cu Dan la șeful de personal de la șantierul de unde lucra el,
și mi s-a dat în față transferul. Și atunci am văzut cât de rău duce, m-am dus acolo și a fost foarte greu. O zic că este greu să mergi undeva în niște condiții mizere, când nu ți le-ai ales tu, să lucrezi pe șantier cu fel de fel de oameni, să nu ai din ce trăi. Acolo am cunoscut prima oară șomajul. Cine au fost anchetatorii din subsolurile Rahovei? Să ne amintim că în anul 1990, procurorul Gheorghe Robu le-a comunicat celor din asociația 15 noiembrie că i-a găsit pe toți cei care i-au anchetat cu identitatea lor reală. Erau acum, a declarat Gheorghe Robu, angajați ai SRI, ai Armatei și ai Ministerului de Interne. Procurorul le-a cerut domnilor Viorel Ursu, Victor Atanase Stănculescu și Virgil Măgureanu să rezolve aceste dosare. La scurt timp, Gheorghe Robu a murit. Moartea lui a pus capăt oricărei speranțe că se va face lumină, că se va face dreptate, că se va cunoaște adevărul. Bătrân și bolnav, Werner Sommerauer, fără mijloace materiale, este târât de 3 ani pe la diferite instanțe pentru că, în absența documentelor de arhivă, nu poate dovedi că Ristea Priboi a participat la cercetările penale din Calea Rahovei, martor sau executant al unei misiuni. Ar fi normal ca SRI să dea o asemenea informație, dar răspunzând tribunalului, serviciul a comunicat că această clarificare ar afecta siguranța națională. Poate că și Ristea Priboi se distrează azi, cum au făcut anchetatorii pe vremuri, revocând după bunului plac instanțele și chinuindu-l pe bătrânul muncitor brașovean. Cum arăta Ristea Priboi? Era mai tânăr, avea mustață, era tot așa grăsuț? Da, era mai tânăr, mustața o avea. Părea mai grăsuț, cum e și acum. Și tot părul cam puțin argintiu. Argintiu negru, probabil. Da. Spuneți-ne, cum vedeți, domnul Werner, cum vedeți procesul ăsta? Haideți să comentăm puțin pe seama lui. Eu nu pot comenta pentru că nu sunt jurist. Eu am 5 clase, eu nu pot comenta decât să povestesc. Nu, dar vă duceți la proces? Păi de, dacă asta se cere, sunt obligat să mă prezint, nu? Dar ce am să pot mi se cere dovada acolo, nu trebuie să întreb. Că Ristea Priboi, că m-a făcut nebun și acolo, ce a zis? De ce n-ați ieșit sâmbătă sau luni? I-am spus exact. A fost zi politică, au fost alegeri și noi n-am vrut să mai. Atunci zicea, ce? Sunteți nebun? Tu vrei statut politic? De-aia ei căuta, eu știam ce căuta ei. Căuta dacă am avut legături cu Doina Cornea, cu altul. Să deducă că a fost organizat. N-am putut. Eu nu sunt trădător. Și atunci am zis, ce vrei, martor? Uite, cât vrei? Ești singur. La securitatea a admis cineva martor acolo în birou unde el și cu ăla era și mai era un procuror care parcă era într-un col, era probabil nu mai scria, n-am avut. Tot un om tânăr. El în anumite momente ala îmi făcea cu semn că el mă crede. Fiecare om care a fost anchetat în acel moment era anchetat de o echipă formată din 4 sau 5 ofițeri superiori. Deci vă dați seama aia, dacă erau colonei în 87, ce grade au acum sau ce oameni potenți sunt, ce afaceri în vârf. Numai că n-au apărut în presă, n-au apărut în media și deci nu-i cunoaștem. Pentru că i-a dus din toată țara și pe urmă s-au întors din locul de unde au plecat. Noi nu avem de unde să-i cunoaștem. Doar cum l-a văzut domnul Werner la televizor sau în ziar și l-a recunoscut. Așa da, dacă văd și eu pe anchetatorul X care m-a bătut pe mine sau care nu m-a lăsat să dorm nu știu câte zile, da, pot să zic că ăsta m-a anchetat. Noi beneficiem de acel bilet gratuit prin decretul legii 118. Și mergând anul trecut la mare,
cu acel bilet, m-am prezentat la recepția hotelului și acolo, cu mai mulți colegi dintre noi, și acolo recepționarii s-a adresat în modul deținuții să treacă în dreapta, iar cei care au venit prin sindicat în stânga. Și am fost pentru prima dată nevoit să-i spun copilului meu ce înseamnă deținut. Pentru că zice, mă, tate, dar ce suntem noi deținuți? De ce ne zice deținuți? Bineînțeles că modul meu de adresare a acelei recepționare a spus, doamne, mă vezi în zeghe, cu lanțuri, cu bile la picioare, cu cătușe, cum mă vezi dumneata pe mine? Eram îmbrăcat civil. Cum? Păi zice, m-am uitat și eu la biletele dumneavoastră, sunt gratuite. Deci a fost, și atunci a trebuit să povestesc copilului meu, doream să-i povestesc mai mult când se trăia mai bine. Pentru că mi-era rușine să spun că am făcut ceea ce am făcut și trăiește într-o țară în care eu mi-am pus nădejdea că va fi bine. Doream să-i spun oricând poate să perceapă lucrurile, ori într-o situație când zic, uite-mă, Robert, trăiește acum liber și cinstit și pentru ceea ce am făcut eu. Dar am fost nevoit într-o prejurare, știu eu, dureroasă pentru mine. Foarte important, în primul rând pentru că a avut o mare amploare, a cuprins practic un oraș întreg, pentru că a avut foarte multe ecouri în străinătate și cred că este practic ultima etapă în procesul de prăbușire a lui Ceaușescu. Și cu atât mai important cu cât până în 1989 fenomenul opoziției în România era foarte limitat. În 1989, Asociația Reporters Sans Frontières din Franța făcuse o statistică din care reieșea că în România erau 27 de opozanți, foarte puțin. Și deci nu s-ar fi putut explica o prăbușire a lui Ceaușescu prin acțiunea acestor 27 de persoane, indiferent cât de admirabil era el. Însă, în momentul în care în 87 apare fenomenul de la Brașov, nu? O mișcare masivă care este foarte revendicativă, care chiar în singura zi cât a durat, sau în cele două zile cât a durat, apare ca structurată. E o deschidere, e o treaptă în jos a lui Ceaușescu. Deci a fost un moment foarte important și probabil mult mai important decât greva din Valea Jiului, care a fost ținută secretă în România, s-a știut abia după 3 săptămâni în străinătate despre ea, și nu a avut același ecou. Ca să vă dau un termen de comparație, fuga lui Pacepa a stârnit mult mai multe ecouri în Occident decât greva minerilor din 77, pentru că faptul era vechi în momentul în care s-a aflat. Ambasadorul Poloniei la București a transmis un mesaj muncitorilor brașoveni. Rolul președintelui Wałęsa în istoria Poloniei este unic și extrem de remarcabil. He symbolizes by his personal involvement, by his entire life, the historical change which took place in Poland 25 years ago, initiated by him. And he requested me to convey to the president of the association occasional album which was issued on the anniversary, 25th anniversary of Solidarność. He has a very remarkable signature, like this. Revolta din 15 noiembrie 1987 a fost comparată cu anii de luptă ai solidarității poloneze, dar multe lucruri despart cele două mișcări și explică destinul diferit al României și al Poloniei. Solidaritatea s-a născut ca o mișcare generală în toate marile centre industriale, nu doar într-o singură citadelă muncitorească, cum a fost la Brașov. Tinerii intelectuali din Varșovia, Gdansk, sar în ajutorul muncitorilor persecutați, se solidarizează cu ei. În România, doar Doina Cornea și fiul ei, Leontin Iuhas, susțin Brașovul. În cele 3 vizite ale sale în Polonia, Papa Ioan Paul al II-lea dă speranță. Biserica noastră ortodoxă dădea aviz favorabil demolării bisericilor din București. Solidaritatea a numărat peste 10 milioane de membri. Dizidența noastră a numărat câteva personalități singulare în lupta și în rezistența lor.
În anul 1990, Polonia alege la cârma țării un președinte fost dizident emblematic pentru renașterea țării. România alege ca președinte cu un procent zdrobitor nu un valesa autohton, nu un luptător din 15 noiembrie, ci un membru marcant al nomenclaturii de partid. Decomunizarea României va fi un ideal tot mai greu de atins. Uzina de autocamioane Brașov aproape și-a închis porțile. Din 20.000 de angajați au mai rămas circa 800, iar din grupul celor 61 de muncitori, care în noiembrie 1987 au avut puterea să înfrunte cel mai dur regim totalitar și cea mai năprasnică poliție politică, niciun muncitor nu mai este angajat al noii societăți. Uzina a fost cumpărată pe nimic de unul dintre magnații apăruți peste noapte. Rând pe rând, ei primii au fost disponibilizați. Sunt bolnavi și singuri. Dreptatea și adevărul celor trăite n-au ajuns încă la ei. Își duc existența ca mulți români dezamăgiți, dar cu o unică mare satisfacție. Libertatea câștigată în decembrie 1989 se datorează și lor, brașovenilor.